spectaculosul animal a atras privirile vizitatorilor din Complexul Muzeal de Științe ale Naturii mai ceva ca un magnet. De cum s-a încheiat spectacolul delfinilor, turiștii cu mic cu mare au dat fuga la bazinul din curtea complexului ca să vadă inedita apariție. Au reușit cu greu însă să o zărească, pentru că țestoasa gigant scotea rar capul la suprafață și cum culoarea era asemănătoare cu fundul bazinului, abia dacă putea fi zărită. Ați văzut broasca? N-am văzut-o, nu. Încercați să o... Încercăm să o vedem, da. E prea adânc. Și a fost aici și a plecat. Cum e? Super. Mare? Mare. Cred că 75 de centimetri. Nu știm câți ani are, ar fi interesant, nu știu, dar la ce dimensiune are, sigur, are 50-60 de ani. Cam greu s-a arătat văzută, dar într-un final... Deci am reușit. La vedere. E scumpă la vedere. Copiii au fost de departe cei mai încântați de animalul rar, devenit de două zile oaspete de seamă al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța. Ai văzut broasca? Da! Și cum este? Cum e mica broasca? Mijlocie și cam atât. Mijlocie și cam atât. Ați mai văzut una așa mare? Nu! Cum este? Frumoasă! E mare, e. Cum e? Da! Ai mai văzut așa o broască mare? Nu. Nu? Și nu ți-e frică de ea? Ce să fie frică. E frumoasă și îmi place de ea. Este mare? Da. Ai mai văzut așa o broască până acum? Să zicem, am văzut într-o emisiune. Aha, deci doar la televizor. Da. Biologii marini au urmărit cu atenție broasca țestoasă toată noaptea, au vrut să-i studieze comportamentul și mai ales reacțiile într-un mediu străin. S-au gândit chiar să-i pună și un nume, însă au renunțat în final la idee pentru că nu vor să se atașeze prea mult de ea. În cele din urmă, ea va fi trimisă înapoi acasă, adică în Grecia, în insula Zakynthos. Nu aș vrea să aibă un nume. M-am răzgândit, sau de fapt a fost o inițiativă a colegilor mei pe care eu nu am agreat-o din cauza faptului că ne dorim ca ea să rămână fără nume, animal sălbatic, să se întoarcă în natură. Dacă aș lansa-o undeva mai pe litoralul sudic, broasca și-ar găsi singură drumul spre Marea Egee, cu siguranță însă că e doar o părere și mai sunt și alte păreri contrare, fiindcă Bosforul este foarte îngust, n-are cum să știe de el. În orice caz, aș prefera să o ducem undeva în Marea Egee. Rămâne însă un mister modul în care a ajuns broasca țestoasă în apele Mării Negre. Este puțin probabil să fi venit singură, iar varianta cea mai credibilă este aceea că broasca a fost adusă la bordul unei nave străine. Broasca țestoasă va mai rămâne la Complexul Muzeal câteva săptămâni, timp în care turiștii și localnicii vor putea să o viziteze și, cu puțin noroc, să o și vadă.